bucurie, așezată ca într-o farfurie, înconjurată de dealuri și pământ, ferită de ape și vânt. De la început ai fost binecuvântată și parcă ai primit un nume de fată. Daia română, port strămoșesc, ca tine alta nu mai găsesc și nu mai găsesc niciodată ani de când eram fată. Nu erau mașini și case, dar erau vremuri frumoase. Jocurile de copii erau mai multe bucurii. Prin trei sau patru scânduri de la poartă, vedeai în curtea toată și strigai cu atâta bucurie, ce mai faci, Nană Mărie? Iar ea răspundea în grabă, stă-i să mai ședem la poartă. Pe plămodul încălzit, făcut din tină și lut, nu vorbeau de prăjituri, ci de mândre năvălituri. Cum să facă ca să iasă cu lepedeaule întrișasă? Zestre la fete să dea, să nu le râdă lumea. Fetele înșezătoare făceau cipcă cu colț mare, ori cu colț, ori cu o roată, ca să fie lăudată. Și atâta cipcă făcea, de n-avea unde o agăța. Căci casele n-aveau masardă, nici două camere la stradă. Era o căsuță mică, doar de zâmbete încălzită. Când ai cinci copii la un loc, zău că nu-ți trebuie foc. Se încălzeau unii pe alții, atunci erau ca frații. Chiar cinci copii dacă avea, tot într-un pat îi culca. Și cu ei și mumă sa. Doar tatăl mai avansat dormea singur într-un pat, ori în strunga oilor, ori în grajdul boilor. Acum nici nu e născut și are dormitor făcut. Acum nu ne mai trebă haine, ne acoperim cu persane. Și pe noi, și în casă, asta mai zic și eu viață. Ce-or lucrat mamele o viață, ori ars toate ca o ață. Și acum v-am întrebat, mai are rost că-or lucrat? Următorul moment va fi prezentat tot de grupul folclorii Codrișorul al Școlii de Muzică și Dans Maria Brudan din Alba Iulia, care ne vor prezenta trei dansuri tradiționale, Ciuliandra, Jiana de la Pilișca și Crihalama de la Anechea. Oh, yeah, go on.
nici în strum.